cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, ești. Așa de mare este Dumnezeul nostru. Această carte scrisă de Patricia St. John ne va ajuta să descoperim cât de mare și bun este Dumnezeul nostru. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. El este cel mai minunat. Obstacolul. Zora trăia într-o colibă sărăcăcioasă, din Africa de Nord, pe sârmul Oceanului Atlantic. Soțul ei era grav bolnav și ei nu aveau copii. Ea lucra aici și colo, mai cerșea câte puțin, strângea lemne aduse de valuri pe plajă și, în felul acesta, reușea să-și ducă traiul. Într-o zi, s-a întâmplat ceva neobișnuit în micul orășel de coastă. Un medic european a deschis un dispensar cu o mică farmacie în Casa Albă din afara orașului, lângă dunele de nisip. Și mulți oameni se duceau la el ca să fie tratați. Și Zora s-a hotărât să se ducă la doctorul străin și să-l roage să-i dea o sticluță cu medicamente pentru soțul ei, care era mult prea slăbit pentru a se duce singur la doctor. Câtă curățenie și liniște era în acest dispensar! Oamenii ședeau pe bănci și așteptau răbdători. Nimeni nu împingea la o parte pe cei săraci, nimeni nu striga, nimeni nu dădea mită. Zora ședea răbdătoare la fereastra deschisă și se uita în grădina îngrădită, în care mușcatele se luau la întrecere cu multe alte flori. În această clipă, o fetiță blondă a intrat în grădină cu pași mărunți și a început să se joace sub smochin, fiind curând urmată de sora ei mai mare. În timp ce Zora se uita la cele două fetițe, i-a venit deodată o idee minunată. Fetițele se jucau în nisip. Probabil că ele își vor murdări rochițele, iar bluza albă a tatălui lor se putea murdări și ea. Precis că familia avea nevoie de o spălătoreasă, iar dispensarul trebuia cu siguranță curățat în fiecare zi. Ea a uitat complet că venise ca să cumpere sticluța cu medicamente, a ieșit repede și a bătut la ușa locuinței. A ieșit o femeie tânără și a întrebat-o într-o arabă șovăitoare ce dorește. Am venit să fiu spălătoreasa dumneavoastră, a zis Zora. Vă voi spăla hainele ca să fie la fel de albe ca laptele. Voi face curățenie în casă și voi face de mâncare. Voi veni în fiecare zi. Tânăra femeie a râs. Da, într-adevăr, am nevoie de o spălătoreasă. Dar vină din nou mâine. Trebuie să vorbesc mai întâi cu soțul meu. Zora s-a întors acasă în culmea fericirii. Era sigură că va primi acest loc de muncă. Ea și această tânără femeie, fără să știe de ce, se înțeleseseră de minune împreună. Iar cele două fetițe simpatice, al căror cap amintea de puișorii aurii de găină, îi zâmbiseră și ele. Când Zora a ajuns în apropierea casei ei, a zărit ceva care era și mai bun decât perspectiva unui loc de muncă. Cineva lăsase deschisă poarta grădinii de lângă casa cea mare, vecină cu coliba lor. Și o găină grasă ieșise pe drum și râcâia alene prin praf.
ce zi fericită! Zora s-a uitat în toate părțile, dar nu se vedea nimeni. Găina era blândă și prietenoasă, râcâind liniștită la picioarele Zorei. Zora a pus brusc mâna pe ea, a ascuns-o sub veșmântul ei larg alb și a intrat repede în colibă. Acolo i-a arătat soțului ei comoara și el s-a bucurat foarte mult. Trecuse mult timp de când nu se mai bucuraseră de o mâncare bună cu carne. El s-a dus șontâc-șontâc în curtea din spate și a tăiat găina. Zora a jumulit-o repede și a ascuns penele în nisip. Apoi a aprins focul și în scurtă vreme găina era în oală alături de pătrunjel, ceapă, morcov și condimente. Oh, ce zi minunată fusese aceea! Tânăra englezoaică a făcut câteva investigații, apoi a angajat-o pe Zora ca servitoare. Zora era mai fericită ca niciodată. Îi plăcea cafeaua cu lapte îndulcită pe care o primea în fiecare dimineață când sosea și le iubea pe cele două fetițe cu părul ca puful puișorilor de găină. Dar exista un lucru pe care nu-l putea înțelege. După ce își bea cafeaua, englezoaica se așeza în fiecare dimineață lângă ea și îi citea cu voce tare, din cartea ei sfântă, câte ceva despre Iisus Hristos. Crede ea cumva că la vârsta mea mai pot eu citi sau înțelege ceva? Gândea Zora. Mai poate o pisică bătrână să învețe să danseze? La început, ea nu asculta și nici nu reținea nimic. Pur și simplu făcea pe surda. Dar cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic și poate frânge chiar și cea mai mare indiferență. După câteva săptămâni, Zora a observat că și-amintea de lucruri pe care nu le auzise niciodată în mod conștient. De exemplu, istoria cu cei 5.000 de oameni care se săturaseră cu toții din 5 pâini și 2 pești. Era o istorie minunată și ea a povestit-o acasă soțului ei. Și apoi mai era istoria cu oaia care se rătăcise. Treptat, Zora a observat că se bucura de aceste istorisiri și era tare dezamăgită când trecea o zi fără să audă vreuna. Fără să-și dea seama, a început să-l iubească pe acela care vindecase orbii și înviase morții. N-a mai durat mult până a început să înțeleagă faptul că acest Iisus trăia încă și stătea invizibil lângă ele atunci când citeau din Biblie despre El. În această casă în care era iubit, în care era binevenit și datorită lui domnea în casa aceea pacea, bucuria și râsul. Îi plăcea să stea în acest cămin și n-ar mai fi plecat niciodată din el. Ea, Zora, voia de asemenea să-i aparțină lui Iisus Hristos și stăpâna ei nu obosea niciodată să-i spună că El, Iisus Hristos, voia să facă copilul său. Nici nu-i venea să creadă așa ceva. Dar, într-o seară de vară, în timp ce soțul ei se târâse cu greu până la cafeneaua vecină, ea s-a așezat pe treptele care duceau la căsuța ei și privea marea liniștită. Iisus părea să fie aproape de ea și ea știa acum ce are de făcut.
să-i ceară să intre în inima ei și să lase să domnească peste viața ei. Oare să nu facă lucrul acesta chiar acum? Totuși, în timp ce se gândea la aceasta, i s-a părut că vede o găină albă care râcâie prin praf și că simte mirosul de supă de găină. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ni le ierte și să ne curețe de orice nelegiuire. Stăpâna ei o învățase versetul acesta. Bucuria Zorei a dispărut, căci într-un fel sau altul știa că găina aceea albă era un obstacol între ea și Dumnezeu. Obstacol pe care nu-l putea da la o parte. Acest obstacol strica totul. Ea a intrat în casă, pe urmă s-a certat cu soțul ei și n-a putut dormi toată noaptea. Atunci i-a venit în minte un gând uimitor. Ea putea să facă ceva cu privire la obstacol. Nu mai auzise să fi făcut altcineva așa ceva, dar se gândea că era cu putință. Vineri, stăpâna ei îi va da plata și în ziua aceea va scăpa de nenorocita găină albă. În ziua de vineri, ea s-a întors devreme acasă. S-a îmbrăcat cu hainele cele mai frumoase și a intrat pe furiș în mica fermă avicolă de lângă casa lor. Vecina ei a fost nu puțin mirată de vizita sorei. Așezată lângă ea pe o rogojină întinsă pe pământ, cu mâinile împreunate, cu lacrimi curgând pe obraj, Zora i-a povestit întreaga istorie cu găina furată. O, sora mea, iartă-mă, a rugat-o ea. Îți voi cumpăra un curcan sau o rață sau ce vrei tu, numai să mă ierți. Femeia o privea cu gura căscată. Ceea ce se petrecea era ceva atât de necrezut, încât a uitat momentan complet de găină și chiar și de bani. Dar eu nici n-am observat că lipsea o găină, a zis ea, clătinând din cap. De ce ai venit și mi-ai spus lucrul acesta? Într-o zi, a șoptit femeia tremurând, o să-ți povestesc, dar nu acum. Ea a dat vecinei prețul pentru găină și s-a grăbit să se întoarcă acasă. Mai avea o întâlnire cu cineva în rugă, cu Iisus Hristos. Și acum nu mai exista niciun obstacol. Păcatul este un obstacol. Este un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Acest obstacol poate fi dat la o parte prin mărturisire. Cel ce dă la o parte obstacolul păcatului va căpăta îndurare de la Dumnezeu. Căci dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Fiindcă El este un Dumnezeu gata să ierte păcatul celui ce se căiește în adevăr.
cer înalță. O, Doamne! Îți mulțumesc că ai promis să ierți ceea ce îți mărturisesc. Dacă am făcut vreunui om o nedreptate, ajută-mă să repar aceasta nu numai față de tine, ci și față de omul acela. Dacă am luat un lucru care nu mi-aparține, ajută-mă să-l dau înapoi. Dacă am mințit, ajută-mă să recunosc că ceea ce am zis nu era adevărat. Dacă m-am certat cu cineva sau am rănit pe cineva, ajută-mă să-i spun că îmi pare rău. Îți mulțumesc că mă asculți și mă vei ajuta. Amin. Mare-i slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt, te voi lăuda mereu. Salva sufletul meu.